Bine v-am găsit! Sunt Cristi Dornbac și vă prezint știrile publica.md. Noi restricții în comercializarea produselor din tutun, vânzarea țigărilor cu arome, dar și a celor electronice care conțin mai mult de 2 mg de nicotină va fi interzisă începând cu 1 ianuarie 2018. Interdicția este prevăzută într-un regulament privind produsele din tutun și cele conexe, elaborat de către Cabinetul de Ministri în baza legii antifumat. Numărul furturilor din case a crescut. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în primele 6 luni ale anului au fost înregistrate peste 1700 de spargeri de locuințe, cu aproape 500 de cazuri mai multe decât în perioada similară a anului trecut. Polițiștii explică această creștere prin faptul că tot mai mulți cetățeni anunță astfel de infracțiuni, ceea ce reprezintă o creștere a încrederii în forțele de ordine. Caz terifiant în satul Echimăuți, Traionul Rezina. O femeie de 33 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost stropită cu benzină și incendiată de soțul său mai mare cu 20 de ani. Incidentul s-a produs în fața locuinței celor doi după o ceartă. Potrivit polițiștilor, bărbatul a recurs la acest gem extrem din gelozie. Pomicultorii au mână liberă să acceseze credite ieftine de până la 5 milioane de euro. Programul Livada Moldovei a fost lansat miercuri, iar în maximum 2 săptămâni acesta va fi funcțional. Valoarea totală a împrumutului oferit de Banca Europeană de Investiții este de 120 de milioane de euro. Theresa May este noul premier al Marii Britanii. Aceasta a fost desemnată în funcție de către regina Elisabeta a II-a la audiența oficială de la Palatul Buckingham, în cadrul căreia suverana a rugat-o pe May să formeze noul cabinet de miniștri. Evenimentul a avut loc după ce David Cameron și-a depus demisia. Înainte de asta, Cameron a ținut un discurs emoționant în fața presei, alături de soția sa și cei 3 copii, pentru ultima dată din fața reședinței oficiale. Franța sărbătorește astăzi Ziua Națională. Cam fiecare an, evenimentul va fi marcat cu mult fast printr-o paradă militară și un spectaculos show aerian organizate la Paris. La ceremonie va participa și președintele François Hollande. Seara, sute de mii de francezi se vor aduna lângă turnul Eiffel pentru a admira focurile de artificii, iar spectacolul va dura circa 35 de minute. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imagini în secțiunea știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem curând!